Încet, dar sigur, Ziua Comunei devine o tradiție și în localitatea buzoiană Valea Râmnicului, unde ieri a fost organizată a doua ediție a acestei sărbători. La eveniment au participat sute de săteni, a căror distracție a fost asigurată de artiști unul și unul, Gelu Voicu și Taraful Telormanul, Grigore German, Mirela Ursache și DJ Rino și Silvia. Printre cântecele lor, aceștia au reușit să le descrețească frunțile localnicilor. Veniți, frați, și-o-mi trăi bine, că nu știm ziua de mâine. Veniți, frați, și-o-mi trăi bine, că nu știm ziua de mâine. Lai la, lai la, 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 la. Muzica și voia bună au mers direct la sufletul oamenilor, unii dintre ei veniți chiar și din localitățile din preajma comunei Valea Râmnicului. Cald, frumos, foarte bine, la Ziua Comunii. Este frumos, vă place, spuneți. Da, foarte. Ați servit ceva până acum, este destul de calor. Prima bere. Trebuie să ascultați muzică, ce v-a determinat să veniți aici? Și muzica și am o fată aici. Vă bucurați că se organizează Ziua Comunei? Da, foarte mult. Suntem de la Gherghiasa. E frumos. Vă place? Ne place, sperăm ca la anul să facă și la noi la Gherghiasa. Nu s-a făcut în niciun an. Ne bucurăm de primarul nostru din comună, că a făcut foarte bine, foarte frumos gestul ăsta care l-a făcut. Micii și berea au fost la mare căutare, iar comercianții au reușit să obțină câștiguri pe măsura așteptărilor. Cu ce-i servit pe cei care vin la Ziua Comunei? Cu mici, cu cărnați, cu frigărui, cu friptură, cu de toate. Cu bere rece, suc, tot ce vor. Pe scenă au urcat grupuri vocale de copii, artiști de la Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău, dar și nume sonore ale muzicii românești. Avem invitați de marcă. În primul rând ne lăudăm cu copiii noștri. Fondurile necesare pentru organizarea sărbătorii sunt de la bugetul local sau avem și sponsori? Sunt de la bugetul local și avem o parte din oamenii de afaceri care au fost binevoitori și ne-au oferit o parte din produsele lor. Petrecerea de la Valea Râmnicului s-a încheiat la lăsarea nopții cu un superb foc de artificii.